Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și vă spun bună seara, mă bucur să ne reauzim și să ne revedem pe Facebook, pe rețelele de socializare, un subiect tare important în această seară și foarte multe întrebări la care trebuie să răspundem. Cum vor arăta facturile la energie în această iarnă? Se păstrează acea schemă de plafonare-compensare? Cum stăm cu stocurile de gaze? Poate România să devină independentă energetic și ce înseamnă programul nuclear civil românesc? Este și în studio ministrul energiei Sebastian Burduja, invitatul meu, tocmai de aceea așa sună întrebările. Bună seara, domnule ministru, sperăm să găsim și cele mai bune răspunsuri. Mulțumim pentru că sunteți în platou. Și eu vă mulțumesc, doamna Dobrovolski, și pare bine să fiu din nou la Piața Victoriei. Salut cu drag toți ascultătorii. La început de sezon, da. Cu atât mai mult și cu atât mai onorat. Haideți să vedem întrebarea pe care cred că o au toți românii în minte în acest moment. S-a terminat vara, gata vacanța, să vedem cum ne proiectăm bugetul pentru sezonul rece. Și în primul rând ne uităm spre facturi, facturile la energie. O mare discuție, funcționează în continuare schema aceea de plafonare, compensare. Ce se va întâmpla la iarnă, domnule ministru? Vor fi facturile mai mari? Nu intenționăm să modificăm schema de compensare plafonare. Într-adevăr, ea a ajutat milioane de români și cetățeni și companii românești să treacă peste criza energetică și din datele pe care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei ni le-a furnizat, am văzut că aproximativ 5 milioane de gospodării au plătit lunar o factură la curent de 35 de lei, 38 de lei. Deci un cost redus, chiar raportat la standardul de trai din România. De aceea, și pentru că piața este în evoluție, dacă astăzi avem un preț mai mic la energie electrică, la gaze, ne putem aștepta ca în iarnă, mai ales în luna februarie, atunci când este mai greu de extras gazul din depozite, când poate avem o producție mai mică, dacă e iarnă foarte grea, putem să ne așteptăm la creșteri de prețuri și noi vrem să-i protejăm pe consumatori, să existe o stabilitate, o predictibilitate, o liniște, dacă vreți, pentru români, cum am spus, să nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor. În același timp, e important pentru tot lanțul sistemului energetic. Orice modificare a schemei înseamnă pentru un furnizor, pentru cei care ne trimit factura acasă, 2 luni, 3 luni de ajustare, de sisteme informatice diferite, de costuri adiționale și așa furnizorii au susținut o bună parte dintre aceste costuri, pentru că statul a venit oarecum târziu să le ramburseze. Cu costuri destul de mari în unele cazuri, dar întrebarea este până când poate statul să susțină această compensare, pentru că știm că există și angajamente, ne-a atras atenția, nu, Comisia Europeană, că până când putem să menținem aceste scheme? 2025, informația mea corectă? Comisia Europeană a făcut recomandări tuturor statelor membre și ne-a spus că la nivelul anului 2025 să ne pregătim de un phase-out, să ne pregătim de reducerea acestor măsuri, de optimizarea lor și să le țintim mai bine pe acei consumatori vulnerabili. Noi ne dorim ca în această iarnă și în mod ideal și anul viitor să beneficieze românii de schema actuală de compensare plafonare și să menținem ragurile așa cum sunt. Am reținut în mod ideal, dar s-ar putea schimba ceva anul viitor? Adică va fi etapizat de la schema de acum spre ceea ce recomandă Comisia Europeană sau brusc, la momentul în care există acest, se împlinește termenul 2025, trecerea spre prețul pe piața liberă? E o istorie aici. În criza energetică, statul român a intervenit cu 7 ordonanțe de urgență. Ordonanța 27 de bază a fost modificată succesiv, ulterior în Parlament, prin legile de aprobare ale acestor ordonanțe, s-a modificat din nou cadrul legal. Toate au bulversat sistemul, toate au dus la acele știri cu facturi foarte mari pentru românul de rând. Sigur, erori de sistem, dar au creat o temere în piață și o percepție că, într-adevăr, au crescut foarte mult facturile. Deci, orice schimbare va fi etapizată și va fi
foarte bine gândită în consultare cu toate părțile implicate, furnizori, producători, transportatori de sistem transferi. Dar aveți încredere că de data aceasta va funcționa? Pentru că îmi amintesc cu multă tristețe ce s-a întâmplat atunci când liberalizarea pieței a adus, ce spuneți și dumneavoastră, multă bâlbă. M-a părut că nu știa nimeni că vine momentul liberalizării. ANR-ul nu părea o instituție prea pregătită să facă față acestei situații. Ce s-a schimbat între timp? A fost o furtună perfectă, pentru că, pe de o parte, era calendarul de liberalizare a pieței, pe de altă parte, a fost revenirea din pandemie și cererea adițională a generat o creștere de prețuri oricum, legea cererii și ofertei, și apoi a venit războiul din Ucraina, o nouă presiune pe piață și noi temeri ale întregului lanț din sistemul energetic național. Eu cred că dacă lucrurile vor fi făcute treptat, și repet, nu vizez o schimbare pe termen scurt, Ministerul de Finanțe trebuie să furnizeze fondurile pentru compensarea cheltuielilor furnizorilor, pentru că aici ce s-a întâmplat? În momentul în care ai o diferență între prețul la factură și prețul din piață, această diferență trebuie suportată de cineva, și anume de furnizori în primă instanță. Sigur, statul român s-a angajat să plătească aceste sume. Ne-am străduit să recuperăm din restanțe și chiar zilele trecute am reușit să transmitem ordine de plată pentru 2,3 miliarde de lei către furnizori la nivelul Ministerului Energiei. Ce am primit ca facturi validate de ANRE, noi suntem în momentul acesta la zi. Asta înseamnă că pentru anumiți furnizori suntem la luna aprilie, poate mai, pentru alții suntem încă la ianuarie, în funcție de cum au trimis și furnizorii aceste facturi. Și mai e o chestiune foarte importantă în toată această structură, e vorba despre consumatorul vulnerabil. Se schimbă ceva în definiția consumatorului vulnerabil, adică toți cei care în acest moment beneficiază de compensare, de reducerea aceasta consistentă a facturii, se vor regăsi în această schemă și în această iarnă și anul viitor? Mă refer și la persoane fizice, dar și consumatori industriali. Categoric, și una este un IMM, care poate are resurse exact mult mai mici decât un mare consumator industrial. România, prin pragurile pe care le-a definit, a luat în calcul, cumva, un consumator vulnerabil, pentru că se presupune că un consumator vulnerabil are un consum mai mic decât o gospodărie mai mare. Și dacă ai un consum sub 100 de kWh, ai 0,68, dacă ai peste 300 kWh, ai 1,3 lei kWh, deci un preț dublu. Acestea sunt plafoanele actuale. E adevărat, e o țintire mai degrabă aproximativă. Și nu așa mergem matematică, cumva, chiar îmi scria așa un este ascultător, că de ce nu se revine la același preț pentru orice cantitate consumată? Adică tocmai o formulă clasică, nu? Atunci am tratat întrebări pe toată lumea la fel. Sigur că aceste praguri au avut și rolul de a încuraja un consum mai mic din partea populației și au fost români care și-au montat panouri solare, care și-au schimbat becurile în casă, deci a fost și un efect de eficientizare a consumului. E adevărat că în scenariul ideal, în cooperare cu ANAF-ul, cu Ministerul Finanțelor, cu Institutul Național de Statistică, trebuie să identificăm exact acei români expuși riscului de sărăcie și să țintim aceste măsuri doar pentru ei. Dar, repet, pentru noi, în acest moment, este importantă predictibilitatea în piață și menținerea schemei așa cum este ea. Angajamentul nostru fiind că, împreună cu Ministerul Finanțelor, cel care alocă aceste sume, să rambursăm rapid aceste sume către furnizori. Domnule ministru, sunteți mulțumit de activitatea ANR? În momentul acesta am o colaborare foarte bună cu președintele ANR, cu domnul George Niculescu. Îl cunosc, e un om serios, e o instituție care trebuie modernizată, reformată și cred că... Sunteți din nou foarte diplomat, nu? A început acest proces. E adevărat, ANR-ul este cel care supervizează piața, deci atunci când discutăm de abuzuri ale actualei scheme, și probabil că ele au existat, ele trebuie constatate de către ANR și sancționate. S-a întâmplat? Că eu nu prea am văzut. ANR-ul are cu siguranță pârghiile. Deci poate să amendeze inclusiv cu un procent din cifra de afaceri, ceea ce la o companie din sectorul energiei. Dar n-a apărut tot timpul să știe care pârghiile, deci... Da. Cred că actuala conducere va face o treabă foarte bună. Eu am mare încredere în George Niculescu și în echipa dânsului și din perspectiva noastră ca minister, noi facem politica energetică a țării, ANR-ul se ocupă de monitorizare, reglementare a pieței și sunt convins că va interveni acolo unde va constata aceste abuzuri. Avem un dialog constant pe aceste teme. Haideți să mergem și spre zona de gaz.
Aici poate să fie vorba despre un alt fel de problemă, despre stocurile de gaz. Cum stăm în acest moment cu stocul de gaz și dacă ministerul are o proiecție în cazul în care iarna nu va fi la fel de ușoară precum iarna trecută, când pare că am fost ajutați și de natură să trecem mai ușor peste șocurile din piața energiei. Cel mai probabil în ședința de guvern de mâine, cel mai târziu săptămâna viitoare, vom adopta un cadru legal pentru pregătirea iernii. Ministerul Energiei face în fiecare an asta și definește stocurile minime, cum pregătim și pe gaz și pe cărbune. În acest moment suntem în parametri. Pentru gaz avem un grad de umplere a depozitelor de 91,26%, am chiar situația la zi, situația operativă a Sistemului Energetic Național. Față de anul trecut înseamnă peste 513 milioane metri cubi mai mult înmagazinați în depozite noastre din țară. E adevărat, ne-a ajutat și scăderea consumului. Adică faptul că un consumator mare, cum este azi Omureș, încă nu este operațional, n-a fost redeschis la capacitate maximă, a ajutat România să înmagazineze mai multe gaze. Din ceea ce avem în depozite și ceea ce putem extrage începând cu 1 noiembrie, când se deschide practic ciclul de extracție, plus ceea ce vom avea ca producție în iarnă, e un nivel mai mic decât azi, dar totuși există o producție autohtonă, ar trebui să trecem fără probleme peste o iarnă normală. Dacă nu va fi chiar o iarnă normală și vor fi temperaturi ceva mai scăzute, să ne așteptăm și la perioade în care se întrerupe alimentarea cu gaz? Absolut deloc. Suntem pregătiți și pentru asta. Avem scenarii alternative, rute alternative și, de fapt, securitatea energetică a țării înseamnă și o diversificare a acestor opțiuni. Și avem opțiunea Azerbaijan, unde de anul trecut, din iarna trecută, România are rezervat o capacitate importantă de 1 miliard de metri cubi. Atunci, Azerbaijanul s-a confruntat cu un număr mare de solicitări. În contextul conflictului din Ucraina, categoric, evident. Și pe baza relațiilor noastre diplomatice foarte bune cu azerii, au prioritizat România și ne-au rezervat această capacitate pe care o putem trage inclusiv în iarna aceasta. În plus, există ruta dinspre Grecia, Turcia, acolo vorbim de gaz lichefiat, în general mai scump decât cel care merge prin conducte, prin magistrale, dar există și această opțiune dacă va fi într-adevăr o iarnă foarte grea și am discutat cu RomGazul, este pregătit, are practic contractele și contactele necesare să securizeze cantitățile necesare de gaz. Cu alte cuvinte, excludeți varianta unor probleme de încălzire în România în această iarnă, chiar dacă vor fi temperaturi mai mici? Pe baza datelor pe care le-am, exclud această variantă. Suntem încă dependenți de gazul de import, domnule ministru? Sau cât de departe suntem de câștigarea independenței? Noi importăm gaz și astăzi. Uitați, am importat 11 milioane de metri cubi, e adevărat că am și exportat. Asta depinde de condițiile de piață. Dacă găsim un preț mai bun în afara țării, exportăm o cantitate și importăm mai ieftin și astfel facem, să spunem, un profit. E adevărat că momentul în care România va fi cu adevărat un jucător în piața gazului va fi ianuarie 2027. Atunci gazele din Neptun Deep, un proiect 50% OMV Petrom, 50% RomGaz, vor fi exploatate, vor intra în Sistemul Național de Transport și, cu adevărat, cu acei 10 miliarde de metri cubi în plus anual, gândiți-vă că astăzi noi consumăm în jur de 18 miliarde, deci aproape o creștere de 50-60% a acestei capacități, România va fi cel mai mare producător de gaze din Europa. Și aceste gaze, e foarte important din perspectiva mea, nu doar să le ardem la aragaz sau să le exportăm către Ungaria, Austria și mai departe, ci să le utilizăm în economia românească, să avem o valoare adăugată a gazului românesc, adică îngrășăminte, industria petrochimică, industria farma, deci acele industrii care ulterior creează produse pe care putem să le vindem cu o marjă mult mai mare decât putem să vindem gazul în forma lui de consum. Exact. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și invitatul meu este ministrul energiei, domnul Sebastian Burdușa, și vreau să mergem, domnule ministru, spre zona de reformare a sistemului național energetic, pentru că e în schimbare realitatea din jurul nostru și vedem ce înseamnă un conflict, cum este conflictul din Ucraina, cât de mult redimensionează modul în care trebuie să vedem tot sistemul acesta energetic și nu doar asta. Tot ce înseamnă tranziția spre energia verde, unele industrii nu mai
sunt valabile în contextul pe care îl trăim. Extracția de cărbune, spre exemplu, care este realitatea din acest punct de vedere în România și mă gândesc în special la minerii care încă mai lucrează în Valea Jiului. Desigur, numărul lor este mult mai mic față de acum 10-20 de ani, poate 2000 de mineri, da? Față de 55.000, dacă datele mele sunt corecte. 59-55.000. Ce viitor mai au acești oameni? Vor mai rămâne mine deschise? Am fost în Valea Jiului și am constatat situația foarte grea a minerilor de acolo. Și în momentul în care te duci ca ministru, vremelnic, și te trage de mânecă un miner și îți spune, uite-te la mâinile mele, domnule ministru. Vedeți, eu lucrez ca acum 50 de ani în mina asta. Și ies de aici negru și la final zilei trebuie să pun o pâine albă pe masă pentru copiii mei. Nu pot să rămân indiferent la soarta acestor oameni. Ei au fost prinși într-o situație care s-a perpetuat. Practic, statul a acordat ajutoare de stat, ele au fost declarate ilegale, s-a creat o nouă companie și acolo iarăși statul a investit niște bani, iarăși a fost acest ciclu vicios, pentru că finalmente activitatea în sine nu este profitabilă. Din cauza multor factori, e un cărbune de relativă slabă calitate, avem certificatele aferente dioxidului de carbon, ele cresc foarte mult și îl fac necompetitiv, Complexul Energetic Hunedoara, și acum suntem în situația în care Complexul Energetic Hunedoara este în pragul falimentului, există o nouă companie numită Complexul Energetic Valea Jiului, pe care ne pregătim să o capitalizăm printr-o măsură de tipul serviciu de interes economic general și să explicăm de ce e important acest complex pentru securitatea sistemului energetic, să mutăm cei 2000 de oameni în luna octombrie și practic activele de la Complexul Energetic Hunedoara să fie date în plată către noua companie. Da, dar oricum avem care și niște... Da, exact, care să viitorul... nu ajungem în același punct. Pentru că avem de respectat niște condiționări ale Comisiei Europene, așa, nu? Este. Și un prag 2026, nu? Până când centralele acelea pe lignit nu vor mai fi funcționale și mixul acesta energetic nu va mai presupune același procent al utilizării cărbunelui. Înțeleg că de la 13% ar trebui să ajungă la 0,3%. Deci așa viitorul... Este. Și sunt situații similare în Valea Jiului și în Oltenia. În Valea Jiului, Huilă, minerit de adâncime de la 400 la 800 de metri. Acolo e situația pe care v-am spus și putem să mergem până în 2032 cu punerea în siguranță a ultimelor mine de acolo. Mai sunt 4 astăzi în operare la o capacitate redusă. În Oltenia, la Gorj, avem minerii de suprafață, mineritul de lignit și acolo statul român a dat un ajutor de stat substanțial, peste 1,2 miliarde de euro, și și-a asumat un plan de restructurare, inclusiv de închiderea unor grupuri energetice sau de trecerea lor în conservare sau în rezervă pentru sistemul energetic. Și de principiu, așa cum arată planul, în 2026, exploatarea de lignit ar trebui să se închidă. Și acolo sunt 11.000 de oameni și o problemă mult mai mare pentru județul Gorj. Și care e planul? Reconversie profesională? Ce se întâmplă cu oamenii aceia? Pentru că nu e ca și cum nu știm că se apropie anul 2026. Știm așa exact este. Că se... În planul de restructurare s-a gândit o diversificare a activității Complexului Energetic Oltenia în zona de centrale pe bază de gaz și în zona de energie verde, parcuri fotovoltaice. Au fost făcute 3 proceduri competitive în care Complexul Energetic Oltenia a parteneriat cu OMV Petrom, cu Tinmar și cu Arros Latina pentru 3 centrale pe gaz și 2 parcuri solare. Ele sunt în lucru, din păcate au fost pornite cu întârziere. Am reușit să semnez o bună parte dintre aceste contracte pe timpul mandatului meu și acum planul nostru este totuși să mergem la Comisia Europeană, să explicăm că au existat întârzieri și să justificăm de ce au fost aceste proiecte întârziate și să mai prelungim, practic, durata de viață a exploatărilor pe cărbune pe bază de lignit și pentru că la Rovinar, în mod special, s-au investit foarte mulți bani în modernizarea instalațiilor pe cărbune. Ori... Mă întreb care, pentru statul român. Da, dar care a fost strategia atâta timp cât termenele acestea erau cunoscute și la momentul când s-au făcut modernizările? Sunt investiții mai vechi, e drept, și mai avem un argument bun cu Comisia Europeană. Aceste centrale pe cărbune au un rol în stabilizarea și echilibrarea sistemului energetic. Ele pot fi dispecerizate, cum se spune, la nivelul transelectric, în momentul în care ai o diferență între producție și consum,
poți să le oprești sau poți să le pornești, deci mult mai ușor. Deci există o utilitate și o speranță pentru acești oameni să rămână în continuare în sistem pentru o perioadă limitată și nu e posibil dacă cum să fie așa definită. Este și există, doamna Dobrovolski, și acest fond de tranziție justă, e adevărat, e gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care are exact programe de reconversie profesională și este centrat pe zonele miniere și pe Gorj și pe zona Văijiului. Acum, tema pe care vă propun pare așa o trecere șocantă de la un domeniu la altul, dar face parte din mixul acesta energetic, de la cărbune la energie nucleară. S-a vorbit foarte mult în România în ultima perioadă despre acest subiect, tocmai pentru că a fost pus pe tapet și de prezența lui John Kerry, înalt reprezentant al președintelui Biden pentru climă și fost secretar de stat, asta înseamnă chiar ministru de externe al Statelor Unite. Și s-a vorbit în acea discuție, ați avut și dumneavoastră întâlnire cu John Kerry, despre accelerarea programului nuclear civil românesc. Sună într-un fel în care ar fi bine să explicați dumneavoastră ce înseamnă că e. Adică sunt două componente. Care-i ținta? Ce se va întâmpla? Așa. Sunt două componente. Pe de-o parte avem centrala de la Cernavodă, unde România are o experiență de 20 de ani în operare și două dintre cele mai performante reactoare nucleare din lume sunt pe podium mondial, locul 1 și locul 3, unitatea 2, unitatea 1, dintr-un top de 440 de reactoare nucleare din toată lumea. Deci știm că putem să facem energie nucleară și să o facem foarte bine. Acolo avem unitățile 3-4, care ar trebui terminate la nivelul anului 2032, un proiect mare de miliarde de euro, și, de asemenea, retehnologizarea unității 1 în perioada 2027-2029. În paralel, avem proiectul reactorilor modulare de mici dimensiuni, unde Statele Unite sunt lider mondial și există o singură tehnologie acreditată în momentul ăsta din perspectiva respectării standardelor de siguranță, tehnologia NuScale. E o companie americană, strategică, și România este cea mai avansată țară europeană și chiar și în afara Europei, care și-a propus să aibă un asemenea reactor modular de mici dimensiuni, de fapt 6. Module de câte 70 de megawați fiecare, la Doicești. Este un proiect în desfășurare, include și un parc solar acolo, care deja a fost pus în funcțiune de un antreprenor român, 80 de megawați putere instalată, și ne dorim ca până în 2029 să avem funcționale aceste reactoare modulare de mici dimensiuni. Putem fi cu siguranță prima țară europeană, dacă nu a doua țară din lume, probabil după Statele Unite ale Americii. Da, energia aceasta, adică tipul acesta de obținere a energiei, este un lucru care se întâmplă prin aceste centrale mici. Asta mă interesează, pentru că noi deja, așa cum ați spus, avem experiență în domeniul energiei nucleare, dar tipul acesta de centrale nucleare, de tip reactoare modulare mici, da, sunt funcționale în Statele Unite în acest moment? Care este eficiența lor? Ce ar însemna pentru România cantitatea de energie? Întrebare foarte bună. Ele sunt funcționale de foarte mulți ani, de decenii, în forma lor de pe submarine nucleare, de pe portavioane, de pe spărgătoare de gheață. Este exact aceeași tehnologie pusă pe verticală, după cum mi-a explicat compania NuScale. Există și un reactor, un demonstrator funcțional în Statele Unite și el a fost certificat, cred, la nivelul 8, care e cel mai înalt nivel de siguranță. Că asta de e prima siguranță. Întrebare când auzi de energie nucleară, nu? Siguranță. Categoric. De asemenea, ele sunt gândite pentru a fi poziționate lângă mari consumatori, pentru că mergem spre descentralizarea sistemului energetic. Cu cât ai producția mai aproape de consum, scad costurile de transport, deci ai o energie mai ieftină, deci ești o țară mai competitivă și atragi investiții și generezi locuri de muncă. Deci pe viitor, probabil vom vedea un reactor modular de mici dimensiuni la Sidex Galați sau în zona altor mari consumatori industriali, plus se poate face un sistem de termoficare pe bază de reactoare modulare mici. De ce nu București, de ce nu Oradea sau alte orașe din România care vor putea să aibă deschiderea aceasta? Cu atât mai mult ele trebuie să fie foarte sigure, cu cât vor opera în zone periurbane sau urbane. Dar ați discutat un astfel de proiect, o astfel de perspectivă cu primarul general al Capitalei, spre exemplu? Aștept încă să-mi răspundă la problema de iarna aceasta, nu de ce facem din 2029 încolo. Adică, cum? Stați puțin. De ce să vă răspunde? Nu vă răspunde domnul... Nu mi-a răspuns, cred că au trecut vreo 7 săptămâni. E adevărat, adică nu vă răspunde la telefon ca să întreb așa foarte direct? Eu m-am adresat instituțional și anume am pus argumentele pe care mi-a dat Elcenu, compania care produce agentul termic și care este sub autoritatea Ministerului Energiei și care mi-a semnalat că
termoenergetica, cea care furnizează, distribuie, practic, agentul termic către populație, către bucureștini, are o datorie de 1 miliard de lei, 900 și ceva de milioane, către Elcen. Elcenul a mai fost în insolvență, conform legii nu poate intra din nou în insolvență, merge direct în faliment. Deci dacă nu reușește ca la 1 octombrie să aibă banii pentru a plăti gazele pentru sezonul rece, pentru că asta e o prevedere legală în România, trebuie să plătești gazele în avans pentru iarnă, atunci avem acest mare risc pentru bucureșteni ca Elcenul să intre în faliment, termoenergetica să intre în insolvență și să se blocheze tot acest sistem. Păi este un lucru foarte grav. Asta înseamnă că bucureștenii riscă în această iarnă să rămână fără dacă primăria căldură. Nu va găsi resurse necesare să plătească măcar o parte considerabilă în această datorie, nu avem de unde să aducem bani de acasă. Adică Elcenul trebuie să aibă fonduri pentru achiziționa acestui gaz pentru sezonul rece de la Romgaz sau de la OMV Petrom. Și n-aveți niciun indiciu până acum dacă primăria va plăti? La mine n-a ajuns niciun indiciu de acest fel. De altfel, mâine voi face o revenire domnului primar general și sper că va găsi soluții necesare. Am înțeles că are bani, are un excedent bugetar de vreo 500-600 de milioane de lei pe care nu i-a cheltuit. Măcar o parte din aceste fonduri să meargă către Elcen pentru a putea să trecem cu bine această iarnă. Da, asta e o informație foarte importantă, mi se pare, și pentru toți bucureștenii. Sper să o confirme și domnul primar general, da, că ar avea ar fi minunat, măcar poate, o parte chiar din aceste fonduri. Ne vă răspunde, să intre direct la Europa FM să vă spună că va plăti m-aș bucura foarte facturile mult. Respective. Acum zâmbim, pare amuzant, dar nu e deloc amuzant, pentru că ne gândim la toți bucureștenii care ar putea să rămână fără căldură și deja e un subiect foarte sensibil, apă caldă, căldură în București, ceea ce e destul de bizar pentru o capitală europeană. Revenim puțin la ce se întâmplă pe piața energiei în general și am vorbit despre energia nucleară. Aș vrea să vorbim puțin și despre hidroenergie. Acum avem pasul acesta important, hidroelectrica pe bursă. Ce înseamnă pentru România? Care e câștigul? E un semnal extraordinar pentru piața de capital, în primul rând. Avem o companie a statului român care s-a listat, e adevărat, fondul proprietatea și-a listat acțiunile pe care le avea la hidroelectrica, 20%, doar pe Bursa de Valori București, deși au fost voci care ne-au spus să listăm și la Londra, statul român a insistat și bine a făcut, pentru că a fost o listare de mare succes, a treia cea mai mare din lume în ultimele 12 luni, și hidroelectrica este astăzi o companie serioasă, care poate să atragă investiții, care trebuie să respecte regulile pieței de capital, transparență, guvernanță corporativă. Deci o strictețe mult mai mare pe ceea ce poate să facă managementul hidroelectric. Da, în zona asta hidro sunt foarte multe proiecte despre care noi am mai auzit așa de-a lungul timpului. Unele dintre ele sunt atât de vechi au fost începute prin anii 80, 89, anii 90 și surprinzător este că unele dintre ele sunt aproape de finalizare, adică s-a lucrat până, înțeleg, 90% chiar. 96-98%. Păi și ce s-a întâmplat, domnule ministru, cu proiectele astea? Că mi se pare că statul aruncă așa bani pe fereastră și ne mirăm că nu avem resursele de energie de care avem nevoie, dar totuși bani s-au investit și banii ăștia nu sunt de undeva din cer, ci tot din buzunarele cetățenilor așa ale este. Noastre. Din păcate aici intervin anumite suprapuneri cu reglementările de mediu și anume, ulterior pornirii acestor investiții în anii 80, anii 90, au apărut situri Natura 2000, au apărut parcuri naționale, cum e parcul de pe Jiu, de pe Bumbeșiu. Și atunci au fost instanțe care au decis la sesizarea unor organizații neguvernamentale să anuleze, de exemplu, autorizația de construire. Și atunci proiectul s-a blocat la Dumitra pe Jiu, e o investiție de 170 de milioane deja cheltuiți din partea statului român, blocat din 2017. Este la 96%, am fost acolo, mai rămâneau să dea cheie, cum se spune, aceste hidrocentrale. La fel la Răstolița, în județul Mureș, cred că e 98%, pe Siret mai este una și așa mai departe, pe Olt. Toate aceste investiții noi le-am luat bucată cu bucată împreună cu Ministrul Mediului, cu domnul Mircea Fechet, și încercăm să găsim soluții spre a le accelera. E adevărat, în 20 septembrie un termen important la Curtea Constituțională. De ce? A fost adoptată o ordonanță de urgență care s-a numit ordonanța Repower și care vizează accelerarea acestor proceduri pentru investițiile în curs. Inițial, România a dorit să le includă în capitolul Repower din PNRR. Comisia Europeană ulterior a spus că nu este ok să le includem pentru că sunt investiții în curs și hidroelectrica trebuie să găsească propriile resurse alte financiare fonduri de finanțare, spre da. A le termina, nu fonduri
europene. Această ordonanță a fost contestată la CCR, la Curtea Constituțională, de Avocatul Poporului și noi ne-am dorit ca pe 20 septembrie să treacă acest test de constituționalitate pentru a putea accelera aceste investiții. Îmi doresc din suflet să respectăm toate standardele de mediu, dar ele trebuie foarte bine justificate și nu putem pune în pericol siguranța sistemului energetic național, pentru că dacă nu se aprinde becul, dacă nu avem condițiile fundamentale ale unei vieți decente în România, nu putem să respectăm nici condițiile de mediu. Da, și nu există nicio justificare să ai proiecte care sunt la 90-96% exact. Și să nu fie funcționale. Nu se justifică investiția aceea care presupun că a fost uriașă. Aș vrea să vă mai întreb, domnule... de milioane de euro. Exact, îmi imaginez, despre panourile fotovoltaice și prosumatori. Sunt foarte mulți români care în ultima perioadă au făcut acest pas, au achiziționat panouri fotovoltaice aici, au făcut eforturile necesare pentru a face pasul spre zona de prosumatori. Dar ce se întâmplă cu energia aceea? Că pare că nu avem unde să o depozităm. Din nou, România mereu fascinantă și surprinzătoare. Cu siguranță nu vrem să ajungem ca Ungaria. În Ungaria nu mai poți să fii prosumator azi. Adică îți pui panou solar pe casă, dar pentru consum propriu. Dacă produci mai mult, n-ai unde să o dai în rețea. De ce? Rețeaua lor și a noastră de transport și de distribuție este ca acum 10, 20, chiar 30, 40 de ani. Investițiile sunt majore, durează. E adevărat, există finanțare, adică Fondul pentru Modernizare are o finanțare de peste 2 miliarde pentru modernizarea rețelei de transport și a rețelei de distribuție și am început și pe mandatul meu am semnat contracte de modernizare a rețelelor, mai ales pe zona de distribuție. Acolo unde s-au identificat, de exemplu, în județul Ilfov, a venit compania care asigură distribuția acolo, e vorba de Enel, ne-a solicitat și a însemnat contracte pentru că s-au mulțit și locurile de consum și prosumatorii. O soluție ar fi bateriile, deci stocare locală, cei care își pun panouri pe casă și vor să dea și în sistem, să fie prosumatori, să aibă și o baterie pentru a putea folosi o mai mare... Da, da, asta e tot o investiție individuală. Este, doar că dacă vom avea noi ediții ale programului Casa Verde, cum e la Ministerul Mediului, l-am rugat pe domnul ministru Fechet să ia în considerare să financeze doar acele proiecte care includ și o baterie, dacă tot statul vine cu bani, pentru că asta e nevoia sistemului astăzi. Vorbim de aproape un gigawatt putere instalată din partea prosumatorilor, mult mai mare decât un reactor de la Cernavodă. Anul viitor vom avea, se pare, dublu. Deci ne apropiem de niște valori mari, ele nu sunt controlabile de Transelectrica, nu are vizibilitate pe producția din ziua următoare, doar pe ceea ce depășește un megawatt, ceea ce înseamnă un parc solar substanțial. Da. Nu e cazul prosumatorilor. E interesant de văzut ce se va întâmpla și în acest domeniu. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Le mulțumesc și ascultătorilor. Ne reauzim miercurea viitoare. Urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.